Bine ați revenit la Farfuria Veselă! Astăzi vom pregăti de asemenea o prăjitură foarte veselă, iar ingredientele urmează chiar acum. Pentru blat vom avea nevoie de 5 albușuri, 4 ouă întregi, un gălbenuș, 4 linguri de făină cu vârf, 10 linguri de zahăr, de sare și esență de vanilie pentru mai mult aromă. Începem prepararea prăjiturii noastre de astăzi cu o bezea pe care o vom face din cele 5 albușuri, care le vom bate spumătare cu un praf de sare. Peste albușuri voi pune 5 linguri de zahăr cu vârf din cele 10 totale și le vom mixa, le voi mixa în continuare. Până când zahărul se va topi complet, iar spuma noastră de albușuri va fi una foarte tare. Bezeaua este gata. Am aici tava de aragaz în care am pus hârtie de copt. Bezeaua o punem fie într-o punguță pe care o crestăm la un colț, fie într-un poș și vom face 6 dungi cu această bezea. Dăm drumul și la cuptor să fie încins, pentru că vom coace bezeaua la 120 de grade. Am așezat în tavă rândurile de bezea, acum tava va merge în cuptorul încins la 120 de grade, deci la foc foarte mic, să prindă puțină culoare. Între timp pregătim un aluat de pandișpan. Din cele 4 ouă întregi plus un gălbenuș, peste care voi pune un praf de sare, ca la orice dulce, și restul de zahăr, cele 5 linguri care ne-au mai rămas. Le voi mixa foarte bine. Compoziția mea a căpătat consistența unei creme. Voi adăuga acum și esență de vanilie. Voi adăuga acum făina treptat și o voi incorpora. Aluatul pentru pandișpan este gata. Pandișpanul pregătit îl voi așeza acum între rândurile de bezea, care a petrecut câteva minute la cuptor, doar cât să se întărească puțin. Tava va merge acum în cuptorul încins la 160 de grade, până când pandișpanul se va coace, aproximativ 30 de minute. Prăjitura s-a copt, o vom lăsa acum să se răcească foarte bine. Pentru a pregăti frișca avem nevoie de 400 de grame de smântână pentru frișcă, 2 linguri de zahăr pudră și 5 grame de gelatină granule. Peste gelatina granule voi pune puțină apă, o amestecăm și o voi lăsa câteva minute să se hidrateze. Voi bate acum frișca pe care am ținut-o la frigider. Voi pune și zahărul pudră. Peste frișcă voi pune gelatina pe care am topit-o 10 secunde la microunde și o voi incorpora aici în frișcă. Frișca va sta la frigider până când vom asambla desertul nostru minunat de astăzi.
Blatul s-a răcit, l-am porționat pe jumătate, după cum vedeți. Voi îndepărta acum hârtia de copt. Peste jumătate din blatul meu porționat, am aici cealaltă jumătate, voi pune dulceață de căpșune. Este o dulceață de căpșune de casă, pregătită de noi. Veți găsi rețeta atât pe blog cât și pe canalul de YouTube, pentru că urmează sezonul căpșunelor în curând, dar puteți folosi și fructe proaspete care vă plac, coacăze, afine. Voi pune din această dulceață peste blat. Peste stratul de dulceață voi pune frișca pe care am pregătit-o mai devreme. Așez mai întâi din loc în loc, după care o nivelăm. Este suficientă frișcă, așa că avem de unde așeza. Și cu o spatulă sau cu un cuțit, cum vă e mai la îndemână, o nivelăm frumos. Peste stratul de frișcă punem cealaltă parte de blat și vom pune prăjitura la rece pentru 2 ore. În momentul servirii o vom pudra cu zahăr. Aceasta a fost rețeta de astăzi, dragii mei, o prăjitură cu bezea, frișcă și dulceață. O prăjitură pe care vă sfătuiesc cu mare drag să o încercați și voi, pentru că se pregătește destul de ușor și este foarte bună. Atât pentru astăzi, până data viitoare nu uitați să fiți veseli!